și emisiunea de astăzi este într-o notă sentimentală, dat fiind că din cauza unui membru al acestui proiect m-am făcut eu DJ și aici mă refer la Vania. Băieți și fete, domni și doamne, promit că e singura emisiune în care o să fiu subiectiv și vă spun povestioara OK Corral. Salut! Sunt Gojira, urmăriți-o și astăzi vedem că până și eu am slăbiciunile mele. Am fost de față când s-a născut ideea proiectului OK Corral. Urmăream liniștit cu Vania un episod din Star Trek-ul vechi, prima serie. Kirk și echipa lui minune erau sechestrați într-un univers în care trebuiau să se dueleze la OK Corral. S-au făcut investigații ulterioare și am aflat că e un nume cu conotații mitice în folclorul american. V-ați prins că nucleul OK Corral este Vania, dar numai puțin important sunt ceilalți doi membri, Tornado și Midi. Vania, după ce a pus cu primii 10 DJ din lume, a simțit nevoia să se avânte și în producție. Acum intră în scenă personajul Midi. Numele lui este Andrei Uncică și, după ce a produs niște dive locale și efemere, sub mirajul Prodigy și Daft Punk a început să facă muzică electronică. La ceva vreme s-a întâlnit cu Vania, care i-a dat o direcție muzicală. Și odată mariajul făcut, piesele au început să curgă. La OK Corral s-a adăugat însă și DJ Tornado, care are ceva ani în spate de pus muzică. Mi-aduc aminte și acum de freza lui metrosexuală și seturile lui trans și pline de good vibe. Să tot fie vreo 6 ani de atunci. Între timp, buna dispoziție a rămas, dar muzica a virat înspre un techno vesel, aerisit și numai bun de dans. Tornado este un artist care a înțeles perfect rolul de entertainer al unui DJ și nu te lasă până nu te saltă. Și așa s-a întregit povestea OK Corral. Surprinzător este succesul și recunoașterea destul de rapidă de care au avut parte cei trei. Deja sunt semnați la Greystaff, label foarte important de muzică electronică, și au apărut pe compilația Olimpiadei din China, unde a ieșuat sportul românesc a reușit OK Corral. Din punctul meu de vedere, clar, cel mai isprăvit tandem DJ-istic autohton. Vă pup, sunt Gojira, a fost Ton, iar data viitoare intrăm pe tărâmul sound design-ului și a muzicilor scrupuloase cu Ivan.